În fiecare an, autoritățile sunt surprinse de zăpada căzută la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar în luna decembrie, iar drumurile devin impracticabile din cauza mașinilor care rămân înzăpezite. Anul acesta, Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public și Privat a început de acum demersurile pentru ca, atunci când primii fuși de zăpadă vor cădea în câmpul lung, materialul antiderapant și utilajele să fie disponibile. În stoc există sare și nisip și există deja contractul cu firma furnizoare de material. Suntem pregătiți pentru iarnă, cel puțin în momentul de față. Chiar am făcut câteva simulări cu utilajele de dezăpezire după ce le-am făcut reviziile generale și lucrurile sunt sub control. Din punct de vedere al materialului antiderapant? Material antiderapant. Avem la acest moment sare cu nisip amestecat, 160 de metri cub, deci circa la 1,9 densitate 304 tone, deci în depozitul din spatele meu. Avem 250 de tone de nisip în padocurile de la stația de asfalt, care oricând poate fi folosit ca material antiderapant. Suntem sub contract valabil de sare cu Dragon Oil de la Pitești, contract de nisip cu Titan agregat, deci nu avem probleme la momentul. Utilajele sunt reviziile făcute, chiar suntem pregătiți, adică chiar am grăbit un pic că s-a anunțat episodul acela de frig de săptămâna trecută și am zis să fim pregătiți. În același timp, utilajele au fost pregătite pentru intervenția pe perioada iernii, iar unul dintre camioane a fost scos din producție fiind echipat pentru dezăpezire. Utilajele pregătite pentru acest sezon sunt, am lista în față, care am și transmis-o și către Consiliul Județean, au cerut-o și dânsii săptămâna trecută și dau citire la... Deci avem autobasculantă Renault cu serăriță și lamă, care deja e echipată, cea din stânga mea. Avem autobasculantă MAN cu utilaj de împrăștie, deci cu serăriță și lamă. Avem autobasculantă MAN numai cu lamă. Pentru așa o să achiziționăm pentru la anul, sperăm, și o serăriță conformă. O autoutilitară Fiat cu platformă, autoutilitară Mercedes cu platformă, care pentru intervențiile manuale pe ulițele mici. Tractor cu lamă și remorcă, tractorul 650, buldoexcavatorul Terex, care intervine la fel unde situații unde nu pot urca utilajele de dezăpezire, un mini încărcător frontal, un încărcător mare frontal, cel Vola, care așa, și mini freza pentru zăpadă, la fel pentru zonele pietonale. Din fericire, toamna a fost una blândă, cu temperaturi mult peste media normală, iar autoritățile au avut timp să se pregătească pentru sezonul rece. Rămâne de văzut dacă și reprezentanții drumurilor județene și naționale vor fi la fel de pregătiți, având în vedere că cele mai multe probleme sunt regăsite în zonele administrate de instituțiile județene și naționale.